din păcate, e un lucru real. Poate că unele o să vă supărați pe mine, dar o să încerc să fiu foarte direct astăzi, să vă spun lucrurile așa cum le gândesc și le văd. Principalele vinovate de lipsa dumneavoastră într-un număr mai mare în politică, sunteți dumneavoastră. Pentru că, din păcate, multe dintre dumneavoastră, tot timpul rămâneți un pas în spate și, mai ales în zona rurală, e foarte greu să identifici femei care vreau să-și asume calitatea de persoană publică, de politician al comunei respective, de consilier local, de primar sau așa mai departe. De asemenea, liderul social-democrat a arătat că din luna septembrie PSD Bistrița Năsăud va demara acțiunea de identificare a candidaților pentru alegerile locale din 2012, urmând ca aceștia să fie cunoscuți în primăvara anului viitor. Într-o altă ordine de idei, președintele PSD Bistrița Năsăud, deputatul Radu Moldovan, a anunțat astăzi programul conferințelor de alegeri care vor culmina cu alegerea președintelui și noului comitet politic executiv. Astfel, vineri 4 iunie la ora 10 la Centrul Cultural Municipal a fost convocată conferința de alegere a organizației municipale. Sâmbătă 5 iunie de la ora 11 în Aula Magna Universității Babeș-Bolyai, extensia Bistrița, se vor desfășura alegerile în cadrul Organizației Județene a Tinerilor Socialdemocrați. Potrivit deputatului, conferința județeană de alegeri a fost convocată pentru ziua de vineri, 11 iunie, cu începere de la ora 16, tot la Centrul Cultural Municipal la Bistrița, fiind așteptat să sosească președintele PSD Victor Ponta. O femeie de 62 de ani îl acuză pe concubinul fiicei sale că a violat-o. Polițiștii au început o anchetă în acest caz, însă nu mai pot continua cercetările pentru că femeia nu a dorit să depună plângere penală împotriva bărbatului. După spusele femeii, totul s-a întâmplat sub influența băuturilor alcoolice și amenințărilor verbale. În timpul audierilor a reieșit faptul că și în perioada 2005-2010 bărbatul ar mai fi întreținut raporturi sexuale în repetate rânduri cu soacra sa, însă femeia nu l-a reclamat, crezând că acesta nu va mai săvârși astfel de fapte. Femeia i s-a luat o declarație, de asemenea și agresorului, inclusiv fetei femei. Ei, se pare că în cele din urmă, partea vătămată susține că nu vrea să depună plângere pentru infracțiunea de viol și nici ca bărbatul să fie cercetat penal. Din acest motiv, noi nu putem să continuăm cercetările, dar polițiștii au făcut verificări și au constatat faptul că în perioada 2005-2010 aceștia au mai întreținut raporturi sexuale. Femeia susține că și atunci a fost amenințată verbal, doar că ea a considerat că pe viitor nu va mai face și din acest motiv nu ne-a sesizat. Invitație la teatru. Casa Municipală de Cultură George Coșbuc va fi gazda mai multor spectacole de teatru. Stagiunea începe de miercuri 2 iunie. Dorel Cosma ne spune mai multe despre aceste spectacole. În cadrul microstagiunii teatrale pe care am derulat-o de 2 ani de zile în municipiul nostru, în colaborare cu Teatrul Național din Târgu Mureș și Teatrul Național din Cluj, continuăm această activitate până în perioada de vară, când e firesc să încheie prima parte a stagiunii. Vom avea miercuri 2 iunie la ora 19 spectacolul Istoria comunismului povestită pentru bolnav mental de Matei Vișnec, o reprezentație care este susținută de Teatrul Național din Cluj. Sperăm ca publicul să vină spre teatru. Este poate puțin mai greu, începe și căldura, vin concediile, dar noi credem ca și în această perioadă, până la sfârșitul stagiunii, publicul să fie la fel de receptiv pentru ce înseamnă teatrul. Mai ales că aceste spectacole pe care le organizăm nu se fac ușor, sunt eforturi mari, chiar și financiare, și dorim ca publicul bistrițean să fie în contact cu ceea ce înseamnă teatrul în acest moment la nivel național. Două teatre de mare prestigiu, cum sunt Naționalul din Mureș și Naționalul din Cluj, au răspuns întotdeauna cu mare amabilitate invitațiilor noastre și credem că și această piesă va fi bine recepționată de bistrițeni. Așadar, invitația este valabilă pentru toți cei care ne urmăresc. Miercuri 2 iunie, orele 19, Teatrul Național din Cluj vă invită la Centrul Cultural Municipal. De asemenea, nu uitați, finalul acesta de săptămână va aparține printr-un festival al etniilor
Pe pietonalul Bistrițean sunteți invitați să aplaudați la cină deschisă pe cei cu care conviețuim, în ideea unei bune dispoziții într-un final de săptămână de mai. Fundația Inocenții îndeamnă pe oamenii cu suflet mare să se gândească pentru câteva clipe la copii abandonați, la cei cu dizabilități și la copii spitalizați. De 1 iunie ar fi foarte bucuroși dacă ar primi câte un cadou. Deși este criză, poate veți reuși să donați jucării, dulciuri sau fructe, poate și bani, chiar dacă nu în sume foarte mari. În câteva dintre magazinele din Bistrița au fost amplasate urne pentru donații. Încurajăm lumea să vină să facă o donație financiară, ori în produse, ca să nu trădăm încrederea acestor copii care n-au nicio vină că e criză. Și nu așteptăm să vină cineva să... E vorba de vreo 300 de copii să doneze o sumă atât de mare încât să putem oferi tuturor celor 300 de copii, dar știu eu, poate fiecare, tot al 10-lea cetățean, dacă ar oferi o sumă simbolică, puse cap la cap, ar putea să facem o bucurie copiilor ăstora. Există și câteva conturi în care veți putea dona banii. Mai multe informații veți putea primi de la Fundația Inocenți. Sediul se află pe strada Mihai Eminescu, numărul 2, scara D, apartament 70. Astăzi este Ziua Mondială fără Tutun și la Bistrița a fost marcată această zi. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică și ai Centrului de Evaluare, Prevenire și Consiliere Antidrog au fost astăzi prezenți pe pietonal pentru a atrage atenția bistrițenilor asupra efectelor negative ale fumatului. DSP și Centrul Antidrog au inițiat o campanie ce are ca scop informarea femeilor asupra efectelor negative ale fumatului. Aceasta va dura până în 2011 cu mesajul Tutunul dăunează frumuseții. Statisticile arată că numărul femeilor care fumează este în continuă creștere. Se constată și în România că a crescut sau este în creștere numărul de femei fumătoare. De exemplu, în cazul adulților, din 5 persoane, una din aceste persoane este o femeie. În cazul adolescenților, din 3 persoane, un adolescent este de sex feminin. Și atunci, sigur, educatorii în sănătate își propun să atenueze aceste consecințe. Un mesaj de alarmă a fost tras și la adresa tinerilor. Dependența de țigări poate duce la dependență de alte substanțe nocive. O țigară azi, o țigară mâine pentru un tânăr poate să însemne un drum interesant spre alte tipuri de substanțe mult mai agresive. Mai ales că știm că multe dintre ele se și consumă în acest mod, în asociere cu țigara. Se pregătesc să protesteze și profesorii de arte plastice și elevii claselor a 10-a de la grupurile școlare Grigore Moisil și Agricol. Care este motivul? Suspendarea de la anul a orelor de educație plastică. Cum s-au gândit să protesteze? Printr-o expoziție ce va avea vernisajul mâine la Art Galeria. Elevii îndrumați de profesorii de educație plastică au pictat pe hârtie diferite clădiri din Bistrița. Vrea să fie în primul rând un manifest împotriva deciziei de a suspenda orele de educație plastică din școlile unde învață acești tineri. Alt scop este acela de a-i conștientiza pe tineri că avem un oraș frumos și este, dacă vreți, un mesaj de genul haideți să vedem mai bine orașul în care trăim, cetatea. În acest sfârșit de săptămână, bistrițenii au fost invitați la Festivalul Etniilor, Thinkfest. Pe scenă au urcat ansambluri ale mai multor etnii din România. Spectacolul a fost organizat de Centrul Cultural Municipal George Coșbuc, Fundația Marilen din Livezile și Asociația Folclorică Bălada. Imagine de la festival, un reportajul zilei. Festivalul aflat la cea de-a 10-a ediție s-a desfășurat pe pietonal și a început cu parada ansamblurilor folclorice. Au fost prezenți la Bistrița greci, tătari, ucrainieni, dar și maghiari, romi și sași. Costumele lor au furat privirile celor care au dorit să asiste la spectacol.